Știați că cu aproximativ 300 de milioane de ani în urmă pe teră exista un singur supercontinent numit Pangea? Aproximativ acum 175 de milioane de ani, acesta s-a rupt în bucăți iar astfel au apărut continentele. Viteza de mișcare a plăcilor tectonice este una lentă, însă de-a lungul timpului aceste viteze au crescut și de 20 de ori față de mișcarea inițială. Potrivit specialiștilor în domeniu, continentele se mișcă cu aceeași viteză cu care cresc unghiile de la degetele unei mâini. După ce Pangea s-a rupt și au apărut continentele, acestea s-au îndepărtat unele de altele cu aproximativ un milimetru pe an, iar această situație a ținut în jur de 40 de milioane de ani. Apoi, pentru o perioadă de 10 milioane de ani, viteza a crescut la 20 de milimetri pe an.